Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit. Pregătim din nou un porc pentru produse tradiționale. Vom face și pomana porcului. Ce să vă zic, vizionare plăcută. Nu vreau nici să vă plictisesc. Ați văzut cum procedez de fiecare dată când tai un porc. Așa că nu rămâne decât să vă spun încă o dată, vizionare plăcută. Tragezirea șoricilor pentru șoriciului, pentru cei care nu ați văzut niciodată cum se face. Oameni buni, aici pe masă pregătesc de tochitură. Am șorici aceea. Carne într-o pulpă. Poftiți la un șorici care doriți. E nebunie, oameni buni, nebunie. Aici am pregătit tuciul ca să facem tochitura. Avem nevoie de puțină grăsime. O facem cu bulețe. După care o să tăiem carne. Exact ca la țară. Nu cu fițe și alte alea. Bucățile lăsați-le mai mari, cei care faceți totitură. În momentul în care se prăjește, bucățile de carne vor scade și vor rămâne mici. Așa, lăsați-le mai mari. Peste carnea noastră o să punem sare, piper, cimbru, foi de dafin și posibil puțin vin. Nimic mai mult. Vom vedea la final ce va ieși.
ajunge ceea ce am tocat eu. Puțină sare, oameni buni. Aici câteva boabe de piper. Știți că bărbații pun un pic mai mult. Și se spune că sunt renumiți la gătit. Eu întotdeauna nu măsor ceea ce pun. Pun o idee mai mult. Este în regulă. Să punem și foi de dafin. Ca la țară, oameni buni. Deja începe să miroasă așa cum trebuie. Iar aici avem cimbru din grădină, cimbru natural. Nu puneți foarte mult. Mâncarea românului, oameni buni. A omului de la țară. Este o nebunie, oameni buni. Începe să prindă culoare, oameni buni. Se maronește. Am dat focul mic, nu trebuie foc grăbit. Între timp aici am adus varză, gogoșari și bineînțeles gogonele, oameni buni. Gogonele la saramură. Aici, pentru cei care consumă alcool, e nemaipomenit. Eu nu consum alcool, dar este bun pentru reveneală. Să tăiem și gogonele.
Nebunie, oameni buni, nebunie! Oameni buni, tochitura noastră este gata. Vedeți-mă că sunt la cură, probabil ați observat că am slăbit. Dar astăzi nu mai țin nicio cură. Totodată vreau să salut pe doamna Viorica la Milano, doamna din Germania, cărora o să le trimit în curând pachetele stabilite. Între timp, oameni buni, am făcut și nelipsita mămăligă, vă dați seama că nu merge. Să mai ne apucăm de treabă. Uitați cum arată, oameni buni. Din moș strămoș, asta este mâncarea omului, țăranului de la țară. Îmi cer mii de scuze tuturor cărora vă fac poftă. Cu siguranță toată lumea poftește la așa ceva. Eu nu mă pot abține. Gogoneaua-i gogonea. Deci ați văzut pe parcursul videoclipului. Nu este greu de făcut, este simplu. Așa se face în zona mea. Așa o fac și eu. Așa v-am arătat și vouă. Sper să nu mi s-a plece. Asemenea bunătățuri, mai lăsăm și furculița deoparte, că nu suntem la restaurant. Aici am varză roșie băgată în același borcan cu gogoșarul. Nebunie! Trebuie să luăm și un pic de sos din ăsta cu mămăligă. Dacă nu te-ai murdărit un pic în colțul gurii de zeamă, de asta n-ai făcut nimic. Mie îmi plac bucățile cu puțină grăsime pe ele. Se cunoaște, oameni buni, gustul, diferența a cimbrului de casă. Boabe de piper nu pot cultiva în grădină și foi de dafin, dar cimbrul, l-ați văzut,
Este 100% natural. Din grădină. Oameni buni, cam asta a fost și cu acest video. Cei care doriți produse tradiționale din microferma mea, îmi puteți lăsa acolo un comentariu, iar eu vă voi răspunde. Dacă v-a plăcut, oameni buni, și acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Toate cele bune, numai bine, Doamne ajută!